Reprezentanții Corpului de Control au făcut verificări la Direcția Silvică Gor și la ocoalele silvice private care administrează sau asigură servicii silvice pentru suprafețele de pădure din zonele Novaci și Polovragi. În prima fază a anchetei s-a constatat că din ocoalele silvice Novaci, Polovragi și Buila au fost exploatate fără autorizație de mediu aproape 26.000 de metri cubi de lemn. Urmează ca săptămâna viitoare să se realizeze și verificarea concordanței acestor tăieri cu activitatea de exploatare desfășurată în teren. Totodată, o situație specială s-a constatat în cazul a 3 balastiere amplasate de-a lungul râului Gilort. În cazul acesta, Agenția de Protecție a Mediului Gorj nu a parcurs procedura de evaluare adecvată privind efectele asupra ariei naturale protejate.